Mi-e la fel de greu să vorbesc despre războaie, cum mi-e de greu să mă uit la șerpi și la broaște. Nici mie îmi plac șerpii și broaștele. Când eram la școală, îmi plăcea istoria și îmi plăcea să citesc despre războaie. Din manualele de istorie niciodată nu curge sânge, nu sunt imagini grotești. Picturile sunt foarte interesant cenzurate. Când te uiți la filme istorice cu scene de război, sunt doar actori. Războiul e oribil. Războiul este tragic. Câte strigăte și câte plânsete, câte lacrimi au curs de-a lungul istoriei datorită războaielor. Domnia de 1000 de ani, perioada în care Domnul Iisus Hristos domnește pe pământ împreună cu Biserica și Israel, este încadrată, perioada aceasta este încadrată de cele mai mari două războaie ale istoriei. La un capăt al domniei de 1000 de ani, înainte de începerea domniei de ani, de 1000 de ani, este războiul de la Armagedon. Și este un al doilea război la încheierea perioadei de 1000 de ani. Ultimul război al istoriei. Armagedonul este penultimul război al istoriei. Aș vrea să clarific lucrul acesta din start ca să știm despre ce vorbim. Am citit data trecută din Apocalipsa, capitolul 16, despre vărsarea potirelor mâniei lui Dumnezeu peste pământ, peste imperiul lui Anticrist. Și vă rog să observați ce spune de la versetul 12, Apocalipsa 16 cu 12. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 16. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Armagedon este o modificare lingvistică din originalul Har-Megiddo, care înseamnă dealul sau muntele Megiddo. Armagedon se referă la valea lui Israel sau valea lui Iosafat, încadrată de mai mulți munți, lanțuri muntoase. Acolo se află muntele Gilboa, dacă vă aduceți aminte, acolo David și Saul, Saul și Ionatan au fost înfrânți de armata filistenilor și și-au pierdut viața pe munții Gilboa. Tot această vale imensă este încadrată de muntele Tabor, muntele Carmel în partea cealaltă. Am văzut valea lui Iosafat, mai este numită, este un spațiu plat, complet, drept, imens, între mai multe lanțuri muntoase. Acolo au avut loc cel puțin 34 de mari conflagrații armate pe durata a peste 4300 de ani. Sunt documentate aproximativ 34 de mari bătălii. Dacă ar fi să menționăm câteva, războiul lui Barak și Debora cu Sisera are loc în spațiul acesta. Victoria lui Gedeon împotriva madianiților.
am menționat deja războiul lui Saul cu filistenii. Războiul împăratului Iosia cu faraonul Neco, atunci când Iosia își pierde viața în acel conflict. Ca o curiozitate, în spațiul acesta are războiul franco-otoman, în care Napoleon înfrânge armatele Imperiului Otoman, la Harmegido. În ultimele câteva decade, de fapt, în 1948 au loc două mari conflagrații armate între Israel și țările arabe, în 1948, și apoi în 1967 din nou Israelul înfrânge armatele arabe în spațiul acesta al Armagedonului și în 1973 Israelul învinge armatele Siriei, armata Siriei, tot aici la Armagedon. Este un spațiu extraordinar de strategic. Acesta este războiul în urma căruia fiara și prorocul mincinos sunt capturați și aruncați în iad. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 19. Cum se încheie acest război de la Armagedon? Încă un lucru important, când a fost aruncat potirul, a secat complet râul Eufrat, pentru ca să facă loc armatelor venite din Orient și din Orientul îndepărtat. Nu știu dacă v-ați documentat și știți, însă deja Eufratul s-a uscat la nivelul la care este îngrijorător pentru toate țările care au beneficiat de apele Tigrului și Eufratului. O mare parte din spațiul de apă al acestor fluvii este deja uscat, este deja deșert și este într-o continuă și rapidă scădere a debitului de apă. Lucrul acesta se întâmplă deja de o perioadă de timp și este foarte posibil în scurtă vreme să sece complet. Acum noi știm cum se poartă războaiele în vremea de astăzi. În vremea aceea, ca să treci, să traversezi un fluviu, era o mare problemă. În zilele de astăzi există metode de a traversa căile de apă, însă este un semn profetic ca să ne dăm seama că Armagedonul este aproape. Și ascultați ce spune în Apocalipsa 19, în momentul în care această coaliție multinațională, globală, de armate, se adună pe munții lui Dumnezeu, în valea lui Iosafat, pentru război, pentru ca să distrugă, să extermine, să anihileze Israelul, poporul lui Dumnezeu, odată pentru totdeauna, apare Domnul însuși. Versetul 11 din Apocalipsa 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul lui era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Este vorba de domnia de 1000 de ani care imediat urmează la încheierea acestui război. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu.
Vă aduceți aminte în lecțiunile trecute, Apocalipsa 14, când teascul a fost călcat în picioare afară din cetate. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare și a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobo și robi, mici și mari. Și am văzut fiara, este vorba de Anticrist, și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. De fapt, războiul acesta, inițial programat împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva Ierusalimului, împotriva lui Israel, degenerează într-o confruntare directă între imperiul lui Anticrist și imperiul mesianic. Versetul 20. Și fiara a fost prinsă, e vorba de Anticrist, și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Versetul 21. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Este vorba de un măcel uriaș. Ca o paranteză, știți de Trinitatea satanică pe pământ. De fapt, este vorba de balaur, de fiară și de prorocul mincinos, dar apare și icoana fiarei, care este o contrafacere a lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană, este o entitate de ordin divin. Icoana nu este o persoană, este o imagine tehnologică. Pentru că diavolul nu are Duhul Sfânt. Și trebuie să completeze această absență în Trinitatea pe care o trimite pe pământ, să înșele omenirea, prin un act de ordin tehnologic. Nu că n-ar fi ceva supranatural în ceea ce face diavolul, are și el o doză de supranatural în activitatea lui, dar el încearcă să imite lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Trinității Divine. Am citit aici despre confruntarea pe care noi o numim Armagedon, care se lasă cu vărsare de sânge, cadavre, pe câmpul de luptă, uciși de sabia cuvântului lui Dumnezeu, de sabia Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce se întâmplă în capitolul 20, versetul 6 spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, învierea de la răpirea bisericii. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Lucrul acesta se întâmplă după ce marele împărat vine cu oștile cerești, cu sabia cuvântului, nimicește armatele coaliției globale, umple de sânge valea lui Iosafat și dă ospăți păsărilor cerului. Și spune, el va cârmui neamurile cu un toiag de fier. Versetul 15, la modul viitor, după Armagedon.
Armagedonul este o eliminare și o anihilare a împărăției lui Anticrist. La Armagedon se pune capăt împărăției, domniei lui Anticrist. Cine ajunge în iazul de foc? Fiara, care este Anticrist, și prorocul mincinos. Sunt prinși și aruncați în iazul de foc. Acum ascultați. Versetul 7. Ce se întâmplă în timpul domniei de 1000 de ani? Satana este legat. Versetul 1 din 20. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur și pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. În timpul domniei de 1000 de ani, Satana este legat în adânc. Versetul 7. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război, un alt război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. De data aceasta, scopul diavolului este să atace împărăția lui Hristos. Și ascultați sfârșitul versetului 9. Nu e vorba de Hristos cu armele cerești, cu armatele cerești, cu cuvântul, cu sabia, măcelărindu-i și umplând valea de sânge. Pedeapsa aceasta, încheierea acestui război, nu mai este prin vărsare de sânge, prin zdrobirea teascului, ci este prin foc. Din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și acum ascultați, versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este deja fiara și prorocul mincinos. Asta este trinitatea satanică. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Astea sunt cele 2 mari conflagrații, războaie, care încadrează domnia de 1000 de ani, Armagedonul înainte de începerea domniei de 1000 de ani, când pământul este purificat prin sânge, și sfârșitul domniei de 1000 de ani, când universul este purificat prin foc, pentru că după domnia de 1000 de ani și ultima conflagrație împotriva diavolului, urmează ceruri noi și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Înainte de domnia de 1000 de ani, pământul este păstrat și regenerat, același pământ, pentru domnia de 1000 de ani. După domnia de 1000 de ani și în urma ultimului război, în care armatele dușmane sunt incinerate, urmează veșnicia cu Dumnezeu, urmează paradisul etern, instaurarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Dragii mei, coaliția aceasta globală este foarte interesantă. Îi vedem legăturile, ițele, îi vedem adunarea, închegarea astăzi, cu scopul mărturisit de a ataca și de a distruge împărăția lui Dumnezeu pe pământ, care este biserica și Israelul, entitățile care aparțin lui Dumnezeu. Această coaliție este o coaliție demonizată. Am citit în capitolul 16 că e o lucrare demonică, drăcească. Am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trinitatea satanică, 3 duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Această coaliție nu este o coaliție de pace.
pare o coaliție de pace. Știți că în Daniel zice despre fiară că va face pace pentru un legământ de pace pentru 7 ani cu mulți. Pacea este doar un paravan. Este o coaliție demonică inspirată direct din gura Trinității satanice. De acolo ies aceste duhuri. Îi coalizează. Înțelegeți, fraților, odată pentru totdeauna, diferența dintre unitate și coaliție. Unitatea este întotdeauna de ordin divin. Unitatea este produsă pe bază de compatibilitate, având aceeași natură a Domnului Iisus Hristos. Coalițiile se bazează pe interese comune, meschine. Uneori, dușmanii se coalizează între ei. Și ajungem imediat aici. Vă rog să observați demonizarea coaliției globale. Oamenii doresc pace, fac tratate de pace, însă există un moment în care intră satana în aceste coaliții și le motivează în războiul pe care îl vor duce împotriva sfinților. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioel, capitolul 3, cu versetul 1. Căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinși de război al lui Iuda și a Ierusalimului. Și acum, foarte interesant. Noi am crezut că este o lucrare de ordin demonică și că neamurile sunt strânse de aceste duhuri demonice. Ia ascultați, cine stă în spatele istoriei și are control perfect și îngăduie toate lucrurile să se întâmple după planul său. Versetul 2. Voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Ascultați ce spune în versetul 9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe vitej să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii. Știți ce se întâmplă înaintea războiului de la Armagedon? Toată economia, toată tehnologia intră în regim de război. Și ce se întâmplă după război? Toate armele de război devin instrumente agricole. Este un revers total. Cel slab să zică sunt tare, grăbiți-vă și veniți toate neamurile din prejur și strângeți-vă. Acolo coboară, Doamne, pe vitejii tăi, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este cop. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorii dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Vin grămezi în valea judecății. Armagedon este valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Profeția lui Zaharia, în capitolul 14. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău, atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, este vorba de purificarea lui Israel. Dumnezeu intervine după ce nelegiuirea din Israel este pedepsită și distrusă de aceste armate, intervine la momentul oportun pentru a salva rămășița mântuită din Romani 11. Atunci tot Israelul va fi mântuit și anume o rămășiță.
Apocalipsa 12, diavolul va merge să facă război cu rămășița femeii, care este Israel. Versetul 3, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus. Și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Iozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. Este vorba de oștirile cerești care vin să nimicească armata lui Anticrist. Asta este demonizarea coaliției globale, dar să nu uităm, în spatele acestor coaliții, în spatele acestor strategii, este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, este profeția lui Dumnezeu. Am văzut demonizarea coaliției globale, vă rog să observați destrămarea coaliției globale. Nu știm care este metoda pe care o folosește Dumnezeu în a nimici aceste armate, dar ascultați ce spune în versetul 19 din Apocalipsa 16. Când vine Armagedonul, cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Una dintre metodele cele mai interesante pe care le folosește Dumnezeu în conflagrațiile poporului Israel cu dușmanii ei, când s-a creat o coaliție, a fost odată edomiții, amoriții, moabiții și au venit la război împotriva lui Israel. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a pus discordie între aceste armate și s-au măcelărit unii pe ceilalți. Doar cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Este foarte clar că această coaliție nu poate rămâne în picioare. Dacă vă uitați chiar la relația împăraților cu Babilonul și vom vorbi despre distrugerea Babilonului în lecțiunile următoare. Prostituata cea mare este trădată de împărați și este nimicită de împărați. Este metoda prin care plătește pentru vărsările ei de sânge împotriva sfinților. Tot ce nu vine de la Dumnezeu se destramă. Citiți cartea lui Daniel, capitolul 9 în special, și vedeți incursiunile lui Anticrist, relațiile lui Anticrist, pacturile, legămintele de pace ale lui Anticrist și veți vedea că tot timpul trebuie undeva să pună dopuri, să astupe crăpături în aceste relații, în aceste tratate de pace. Pentru că singura unitate care rezistă este unitatea lui Hristos, a trupului lui Hristos. Toate celelalte relații omenești se sfărâmă. De aceea, dragii mei, este foarte important să menținem intacte relațiile în familie și în biserică. Pentru că în familie și în biserică, instituții de ordin divin, trebuie să existe o relație de unitate indestructibilă, dacă e de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este între tine și soția ta, dacă Dumnezeu este Domn al Bisericii, relațiile trebuie să fie indestructibile. Când apar fisuri, ele nu vin de la Dumnezeu. În împărăția lui Anticrist există aceste fisuri. Și această coaliție globală se destramă. Și așa cum am anticipat, nu numai că este destrămată, este distrusă această coaliție globală. Armatele ei sunt total nimicite, anihilate. Apocalipsa 17:14, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. În 19:19, am citit deja,
Am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Fiara a fost prinsă, a fost prins prorocul mincinos și ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. În urma distrugerii acestei coaliții globale se prăbușește tot imperiul lui Anticrist. Și are loc căderea Marelui Babilon. Și aș vrea aici doar să menționez. Căderea Babilonului în capitolele 17, 18 și 19 are de-a face cu sistemul politic, sistemul economic și sistemul religios. Și le vom lua pe rând și le vom trata în studiile următoare. Babilonul are trei forme de exprimare. O formă politică, care conține și cea militară, forma politică, forma economică și forma religioasă a Babilonului. Toate trei sunt distruse complet în urma înfrângerii lui Anticrist și a armatelor sale. Dragii mei, nu știu dacă vreodată ați fost la război cu careva. Eu am făcut armata, însă n-am fost la război. Am citit însă din jurnalele unor soldați care așteptau a doua zi confruntarea pe viață și pe moarte, fiind pe front, fiind la război. Trepidația lăuntrică, emoțiile lăuntrice sunt îngrozitoare. Oamenii aceștia sunt seara înainte de o dimineață când se vor duce mulți dintre ei la moarte. Și habar n-au care dintre ei vor cădea pe câmpul de luptă. Undeva în spatele acestei psihologii individuale a soldatului este generalul care conduce bătălia și orice război poate merge și într-o parte și în cealaltă, și spre victorie și spre înfrângere. Nu există garanții pe câmpul de luptă. Nu există garanția ca soldat că vei ieși cu viață din acest conflict. Nu există garanția ca armată că vei câștiga războiul. Cine ar fi crezut că America va pleca cu coada între picioare din Vietnam? Și că se va retrage din conflagrațiile Orientului Mijlociu fără să fi realizat mare lucru și fără să capete simpatia popoarelor pe care le-a eliberat. Războiul este imprevizibil. În seara aceasta, noi nu așteptăm Armagedonul ca să fim în război. Armagedonul nu este războiul nostru, Armagedonul este războiul Domnului. Dar noi suntem într-un război. Câmpul de luptă este un loc periculos în care mulți își pierd viața. Avem însă garanția și este singura garanție în spațiul uman că dacă luptăm împreună cu Dumnezeu, suntem mai mult decât biruitori. Știți ce înseamnă să fim biruitori? Înseamnă să câștigăm războiul. Știți ce înseamnă să fim mai mult decât biruitori? Să ne ducem la război având biruința asigurată dinainte. Având victoria garantată. Iată de ce revin la versetul scris cu roșu în mijlocul capitolului 16. Iată, eu vin ca un hoț ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. În războiul acesta poți să lupți cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem de la Dumnezeu putere. În războiul acesta pe care noi îl avem de purtat. Toate războaiele Domnului sunt încununate cu biruință. Întrebarea în seara aceasta se pune dacă porți războiul Domnului în viața ta.
Un război pentru haine curate, un război pentru o viață curată, un război pentru adevăr, pentru principiile și valorile Scripturii. Dacă da, ești biruitor și ești mai mult decât biruitor. Hai să ne rugăm pentru biruință împreună cu Domnul nostru. Amin.